Salutare, Brăileni, de pretutindeni mă aflu, dacă recunoașteți zona, dacă nu vă spun eu, în fața Bisericii Sfântului Ioan Botezătorul, aflată pe calea Galați. Dar nu pentru biserică am venit la interior în acest moment, făcând o paranteză, se află un decedat, Dumnezeu să-l ierte sau să o ierte dacă este femeie, dar nu pentru biserică am venit, ci mai degrabă sunt prezent pe calea Galați să facem împreună un update în ce constă reabilitarea acestui segment care, bag de seamă că s-a asfaltat 80%, în principiu calea de rulare dedicată mașinilor este asfaltată, mai sunt mici locuri și porțiuni, dar o să vă arăt mai în detaliu. Mă duc până în bulevardul Dorobanților, mă voi întoarce apoi către sensul giratoriu de la bulevardul Cuza. Asfaltarea s-a făcut integral în ce constă strada de mașini sau calea de rulare dedicată mașinilor. Mai sunt aici colo prin scoarurile dedicate parcărilor, însă vom vedea împreună în detaliu, voi face câțiva pași și voi filma din loc în loc, așa câte puțin în mare, ca să nu lungesc prea mult video. Așadar, asfaltarea este în plină desfășurare pentru a se termina odată acest segment de tronson. Și ca să înțelegeți mai bine, vă fac referire sau vă dau un exemplu, un astfel de loc care necesită în continuare, pentru că aici nu poate intra cu cel mare, vedeți diferența de asfalt. Dar bag de seamă că unele sunt făcute, iar altele urmează a se completa asfaltul în aceste secțiuni pentru parcare. Așadar am ajuns aici la intersecție cu bulevardul Dorobanților. Restricțiile sunt un pic încă prezente, dar vedeți că încă se intră pe acest segment pentru că se lucrează, așa cum am spus, lucrările sunt în desfășurare în reabilitarea acestui segment, însă se mai ignoră anumite restricții și încă se mai circulă, după cum vedeți. Dar în acest moment, dinspre bulevardul Dorobanților către Cuza, se face procesul de introducere a acelui mastic despre care vă spuneam. Practic e un cordon de zmoală mai mult care îl introduce acolo lângă linia de tramvai pentru dilatarea asfaltului atunci când este foarte cald. Aici s-a asfaltat în prealabil. Și acum mai să mergem către bulevardul Cuza să vedem condițiile. Fac de seamă și remarc că s-a făcut și uneala, dacă pot zice așa, în ghilimele, cu străzile adiacente care intersectează cu calea Galați, adică străzile unde a fost practic tăiat asfaltul și vedeți că s-a asfaltat până la intrarea pe aceste străzi, inclusiv pe partea cealaltă, la fel și identic. Și mergem mai departe să vedem detalii. Remarc că asfaltul, ultimul strat de asfalt, nu este atât de fin pe cât mă așteptam și speram, este o granulație mai mare, ca să zic. Hai să vedem mai departe în ce constă aceste reabilitări pentru finalizarea. În prezent, odată cu reabilitarea, se lucrează și la întinderea unor șufe după o parte pe alta, pe stâlpii de iluminat, pentru a lega sau agăța în ghilimele anumite camere, pentru că acest tronson va fi și supravegheat video, am remarcat, inclusiv mici semafoare care vin amplasate pe noi stâlpi. O să vă arăt îndată că au fost amplasați noi stâlpi pentru anumite semaforizare care sunt amplasate chiar și în partea inferioară a celor principale de sus. Și vedeți că circulația se desfășoară cumva acum în condiții normale, atât pe linia de tramvai cât și aici unde a fost asfaltat. Există și sistemul de scurgere a apei stradale. Aici există partea de parcare care vor veni ulterior să o completeze. Am băgat de seamă că unele sunt completate, pentru că aici asfaltul vine tasat cu ăla micu. Cu ăla micu, știți voi. Vă dați seama că nu poate să intre cu cel mare. Aici va veni cu compresorul cel mic ca să taseze în aceste parcări, tocmai de aceea a fost lăsat.
Însă stradal bănuiesc că ați înțeles și ați prins ideea. Aici am ajuns la intersecție cu strada Griviții, o stradă foarte tranzitată de altfel. La fel a fost unit asfaltul cel nou cu asfaltul cel vechi prezent pe stradă, vedeți și aici. Însă pe aceste colțuri a fost lăsat în mod intenționat neasfaltat, vorbim de trotuarul pietonal, pentru că se lucrează la amplasarea acestor mici stâlpi semaforizat pentru pietoni. Dar am văzut că mai departe există și pe stâlpii mari anumite semafoare. Cam așa arată intersecția. Încă sunt restricții de pătrundere din strada Griviții. Și bineînțeles înțelegem, pentru că sunt lucrări în desfășurare. Iar aici urmează a se completa cu asfalt după ce acești mici stâlpi amplasați pentru pietoni vor fi și legați din punct de vedere electric. Am văzut că încă se mai fac săpături la unele semafoare. Tocmai de aceea au fost lăsați la urmă. Acolo vis-a-vis există și o parcare care urmează a fi asfaltată. Hai să trecem și pe partea cealaltă. Aici avem tractoare de asfaltat și de tasat asfaltul. Aici este una din parcările care urmează a fi asfaltate. Și vedeți că asfaltul este deja lăsat la nivelul bordurilor. Iar aici avem intersecție cu strada Ștefan cel Mare, unde și aici a fost, bineînțeles, unit cu asfaltul prezent, inclusiv pe partea cealaltă. Acum este asfaltarea completă, însă mai există, așa cum am zis și se vede și pe filmare, de completat. Ia uitați, aici s-a completat. Aici a fost completat și se vede clar, granulația este un pic mare și nu este atât de fină pe cât speram, dar acesta este procesul final, ca să zic, asfaltul final. Nu mai vine un alt strat mai fin, pentru că deja este făcut la nivel și un pic mai înalt, are pendență către stradă. Aceste parcări, toate, inclusiv pe ambele părți, au un pic de pendență ca apa să se ducă către stradă. Arată bine din punct de vedere rutier. Inclusiv aici au fost completate asfaltarea acestor parcări. Și vedeți că acum circulația se desfășoară în condiții normale. Ajungem și la strada, la intersecție cu strada Rahova. La fel și pe partea cealaltă, cât și pe această parte a fost asfaltat și legat cumva, în ghilimele, cu asfaltul cel vechi, la fel cum ați văzut și în cazul celorlalte străzi. Asfaltul până la nivelul canalizărilor și canalizările care vi le-am arătat într-un video anterior. Da? Canalizările pentru apă. Iar aici ne apropiem imediat de Bulevardul Independenței, unde se lucrează la asfaltarea uneia din parcările care vi le-am arătat până acum. Aceste scoaruri unde a rămas de completat cu asfalt. Însă o să vedeți aici mai multe surse de semnalizare semaforizată cu noi stâlpi care sunt amplasați și cu semafoare la nivel mai jos. Vă arăt îndată. Stați să ajung numai acolo la capătul acestui tronson și vă arăt și noi stâlpi. Ei bine, am ajuns la intersecție cu Bulevardul Independenței și aș vrea să vă arăt unul din stâlpii cei noi. Vedeți, făcuți în formă de el, am văzut prin Constanța. Dar nu numai acolo, cu noile semaforizări, cu camere de luat vederi, de supraveghere video, avem semaforul principal pentru mașini, dar și mai jos acest mic semafor care îmi spuneți voi la ce folosește. Și pe toți acești stâlpi noi amplasați, pentru ei s-a lăsat cumva neterminată strada și urmează a fi asfaltat. Vedeți că se trage curentul de la stâlpii vechi principali
se fac legăturile, apoi vine cu stratul final de asfalt, cum este și normal. Bineînțeles, s-a asfaltat și către de aici, din după acest ronson, s-a asfaltat și către Bulevardul Independenței, pe sensul de dus, chiar și pe sensul de întors. S-a unit cu asfaltul cel vechi, după Bulevardul Independenței. Pe fiecare stâlp de la intersecție, chiar și pe partea cealaltă, vedeți unul din stâlpii cei noi, amplasați, care dețin și semafoarele noi. Aici vedeți sistemul nou de semaforizare, sisteme noi, se vede chiar foarte bine. Inclusiv noi indicatoare, unde vor fi și treceri de pietoni, le vedem prezente. Aici este șanțul care s-a săpat pe trotuar pentru a face legătură, practic să ia curent de la stâlpii cei vechi, pentru a veni cu curentul la semafoarele cele noi amplasate aici. Aici am intrat deja pe segmentul către Bulevardul Cuza și aici există sistemul de semaforizare joasă. Sper să mulțumească pe toată lumea acest video făcut cu informațiile relative acestei reabilitări, care părea că nu se mai termine. Uite că în prezent se lucrează la acest aspect și sperăm cât mai curând să se dea drumul la circulație din toate sensurile, pentru că v-am spus și vedeți și voi pe filmare, încă mai sunt restricțiile prezente pe străzile adiacente care intersectează acest segment de stradă pe calea Galați. Sper să ajute pe toată lumea aceste informații. Dă un like, un subscribe dacă n-ai făcut-o și ne vedem în video următor.